Turnul Eiffel se schimbă la față. După mai bine de jumătate de secol, simbolul parizian își schimbă culoarea. În urma celei mai ample operațiuni de renovare, Turnul Eiffel va fi vopsit într-o nuanță aurie. Lucrările au loc în contextul în care capitala franceză va găzdui Jocurile Olimpice din 2024. La mai bine de un secol de când a fost edificat, turnul Eiffel va îmbrăca hainele dorite de arhitectul care l-a conceput. În urma unei investiții de aproximativ 50 de milioane de euro, autoritățile pariziene vor restaura colosul de 324 de metri. Cele 19 straturi succesive de vopsea vor fi îndepărtate, iar turnul va avea de acum o culoare aurie. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, c'est que la couleur de la tour a évolué. Elle a été rouge en 1889, minium de plomb, pour protéger le métal. Dès 1892, Gustave Eiffel, donc 3 ans après la construction de la tour, il change complètement la teinte. Il abandonne la couleur rouge et commence à la repeindre dans des teintes ocrées. Turnul Eiffel este vopsit la fiecare 7 ani pentru protejarea structurii sale metalice. Actualele lucrări de reîmprospătare a aspectului său vor fi gata în timp pentru Jocurile Olimpice din 2024, care vor avea loc la Paris. Ça va donner un côté un peu plus gold à la Tour Eiffel au moment des JO. Ça lui donne un petit coup de rajeunissement par rapport à ce qu'elle, à la couleur qu'on avait l'habitude de voir. C'est pas révolutionnaire, mais quand il y a un beau ciel bleu sur Paris, eh bien, on voit vraiment un peu des effets presque un peu métalliques, brillants, et ça lui donne vraiment une cure de jouvence. Lucrările de restaurare ale simbolului parizian urmează să fie finalizate în cursul anului viitor. În acest moment, noua nuanță de auriu este vizibilă doar în partea superioară a monumentului. Cei care vor vizita însă Parisul începând cu 2022 vor putea să admire schimbarea radicală de look prin care va trece simbolul capitalei franceze.